Bună ziua, doamnelor și domnilor! Azi sunt la fratele meu, pentru că e rugă azi, nu? Toată lumea trebuie să umbli din casă în casă, așa se umblă. Și uitați ce am primit și eu azi de la fratele meu, cadou, un crap viu. Pentru că azi se mănâncă pește de Sfânta Maria. Și micuțe! Nu l-aș fi mai mult. Nu te las să-l mănânci. O să păstrăm și pe asta în curte? Da. Deci se umblă printr-o găleată, așa. Pentru cei toți care sunteți cu numele de Maria, eu vă urez la mulți ani din partea mea. Noi sărbătorim învierea Maicii Domnului. Aș fi pune piscina pentru el și să-l bag în piscină. Încă e viu. Da, pentru că nici că... Nu, acolo nu-i sânge. Ia, lasă să le spală. Se le spală și după aceea. Ce vrei să pui lângă leapă, Denita? Ia. Ia bagă lângă leapă. Să vedem dacă mișcă. Dacă mișcă micuțelul ăsta. Ho! Acum trebuie să se revină și el. Da, trebuie să-și revină. E mare și nu are loc lângă leapă. Și venim până acasă, îți dai seama. Acum trage apă și el în plămân. Uhu, avem și noi o masă pe cinste azi, cu un pește crap viu. Miros pește după aceea. Păi și așa să le tăpăre acolo de pe ăsta vreau să ne-l trasez și nouă bucătare așa, pe știi? Ăla. Și vă și arăt cum îl prepar, îl pun în tavă, preparat. Așa, bucăți. Da, da, bucăți. Înțelegi, hai să-l spală frumos. Aduci roșii, bulion. Aduci lămâi, ce știi lămâi, ce? Ciuperci, dacă vrei să pui lângă el. Știi? Și ți-l bag în cuptor și să vezi cum îți iasă. Faci peștele ăsta 2 milioane totul, dacă l-ai adus pe bucătar. Atâta baci și cu atâtea contimente. Trebuie investit în el, a? Da, ha. Nu, dar așa-l faci, dacă vrei să-l faci în tocană. Cum vrei? Vezi cum e la pisica. Da, așa-l faci. Nu bagă pisica bătului, urcățelul la el. Așa îl facem. Ha, îl ia pe al nostru câine, lângă gură. Da. Păi lasă-l să-și revină. Că vrem să-l ducem la maica mea să mișcă, să facă. Păi nu moare în apă. Nu-mi ia cățelușul tău să fug cu el, rămân fără pește azi. Nu pune el la gura la mâncare nimic, că să nu-i păs cum e la urmă. Ce-i tu? Ăla nu pune mâna, n-ai treabă. Bine, poate mănâncă el înaintea mea. Să le nu le în gură. Cățelul lor e dresat. Să fănești cu afea. Capul bluiorit aici. Ce i-ați făcut totul de nu mai respiră? Ce i-ați făcut? Eu am două sticle de vin și o bere, atâta. Păi și eu ce am, o baterie de aia de mare groasă de vin? De atât, ești așa, nu beau mult. Nici beri, păi nici eu. Două, trei pare de vin, aia e. Azi, nu știu, care vine, vine, care nu. Mănânc ce pot, beau o par, două de vin. Și la som. Mătușa, uite-te acolo la pește, să nu le ia cățelul. Eu nu mai mă duc niciunde. Nu? Așa trebuie procedat. Uite cortulețul, care merg spine aici. Adevărul că este... am auzit din auzite și multe de la prietenii noștri, e problema cu COVID-ul. Nu trebuie să mai umblăm pe la unii la alții. Ce a început iarăși pandemia? Da. Este COVID, au venit mulți din afară și au venit infectați de doi. Eu nu vreau iarăși școală online. Cu ce nu mă dură nimeni, la ce spune? Da. Dar eu nu vreau iarăși școală online. Hai să ne bea pom. Luăm peștișorul. Uite, bea pom. Haide, ultimul mai oprește, că mai revenim. Deci, azi vom pregăti. Deci, ați văzut voi peștele ăla la conservă? Cum e la conservă, un sos de părădaiță? Așa vom încerca, vom face și noi azi. Sosul țigănești de pește. Da. Ia, uite, îi dă ăsta mai încolo, văd un pic. Și scoatem peștele. Și dăm sare. Scoate, Denisa, hai ca să înveți, de la un cutor. Și pune pe tavă acolo. Per negru, puteți să puneți și vegeta, foi de dafin, ceapă roșie sau ceapă albă, dacă... Păi da. Păi mai oprești, că nu îl punem noi tot.
și două bucăți pentru ea și faci cum vrei. Lasă, pune bucătarul sare, nu pune tot. Pune, pune, lasă, pune, n-are nimic, întoarce-l, pune și pe poate și pe alta. N-are nimic. Da, e ca la două bucăți, dar și o bucule, nu știu. Da. Da. Oprește-ți Denisa dacă vrei să oprești să-ți faci ceva. Pui și că păstrăm aici. Nu știu ce mai pune. Că-l faci. Pune-le. Pune că păstrăm, hai să vadă. Dar nu se fac tunitor, a? Nu se fac și ne stricăm tocana pentru ce. Da, dă-le afară, hai. Du-te bine. N-are rost. Hai că se pune țără. Nu. O, oh, nu te dege de aici. Unde ți-i intre? L-ai rupt? Da, patent. Așa ulei mult cu gătare. Cât cum? Trebuie, a? Cum vrei să faci? O, ce trebuie? Adică asta aveți neambulat și ceva, nu, a? Ai pus sare, nu? De la n-ai pus. Păi întoarce și pe partea și pe alta. Pe care o altă. Aici sunt cu sare. Dar ți-am zis că nu știe. Cum să nu știe, mă? Nu știu, mă. Turcești. Să bei paharul ăla. Cum să ridică paharul. Da, că să-l lești la rana. Uite, mă, ți-ai pus-o de paharul. Uite pe asta, pe asta. Fudelul, ce uite ăla. Da, mă. Dar nu ia pe acolo și ia sarele de pe el. Și de aia e, de aia pune sare. Iară, du-te, și e vegeta. Destul rogat. Ce iasă aici, Dădu? Iasă bestia. Să punem și pasta. Adă pește și cu coi. Da? Să ne opuze bine. Nu mai ajunge. Uite, asta, Denisa, să nu-i mai temem coada. Destul rog pentru vegeta. Mă vrei mai puțin de sare, nu? Punem roșiile. Dar de ce așa mari? Așa se pun mari. Ai curățat cuptorul ăla. Da, și fac mă prăjitor. Nu are ușor, ți-am făcut și mici. Așa, am terminat cu astea. Dau să rețel ceva. Nu, că mult aici. Dăm asta aici, să vedem și pentru noștri. Ce-i bagi acum? Uite, astea trebuie să le spălăm, Denisa. Uite, mai aduce apă. Mai adus, odată. Ciupercile. Da. Ciupercile au gustul la apa aia ce este a lor. Aici. Să spăl și ăsta un pic, găuțule. De-abia aștept, Dodo, nu? Da, să fac. L-ai adus aici pe bucătar, să vezi cum da, cum faci. Prepare. Bucătarea de 30 minute. Și numai lui Leo să fac de stai pe și nouă. Bă, dar nu... Da. Înceapă capacul cu cuțitul ca să tragă aer și după aceea gata. Ce cu ăsta? Și acum gata, desfăl. Știe, mă, copil de bucătar, dar nu pot. Dar de cum să nu poți? Nu pot. Eu așa desfac cu astea. Merse. Ce fac atâta? Eu ciupercile le golesc aici? Da, golesc. Cu apa lor, așa s-au golesc. Da, da. După aceea le stric coară și aruncă apa aia și pune alta. Știi, mă, bucătăr. Și ceapa? Eu
De obicei cumpăram castraveți, uite cum sunt alea, eu așa desfăceam capacele. Făceam gaură în capac. Ia din scrai, mă dai pompa un pic. Ce am trimis să se spală un pic. Desfăi și ăsta, Dodo. Ăla, Dodo, nu mai făi gaură. Că nu-l folosește pe tot. Da. E bun, Dodo. Ca așa, când îi faci gaură la capac și după aceea închis, se strică. Lia. Și eu de aici. Ia, domnul bucătar. Așa, pe domnul. Încet. Deci, să vă spun, eu l-am învățat pe bucătar. Eu l-am învățat pe el. Care lingură? Al că lingura cu chiar lungul, toată lungul, genet, în cafea. Bagă-i puțin apă în el și să vezi că se înmoaie. Păi pune. În ăla, în bulion. Da, da. Ca să iasă din... Hai, Dodo, hai, bagă și tu. Dodo vrea să învață. Să spui că nu să mă opresc. Bagă liniștit și uite, poți să bagi apă din asta. Poți să pun tot? Da. Tot sosul ăsta. Punem piper. Boabe de piper. Mai puține, că... Asta de gust, de gustule. Știu că dă gustul, dar așa dacă îl mănânci, iute. Nu are nimic. Ia uite mă, bucătare, mai pun? Bă-l pe tot. Să-și tot, da? Păi de Rafi. Ce s-a auzit? Am crezut că telefonul meu s-a oprit. Al meu, cred că nu are bătut. Al tău din să? Vreau să-l apă din asta. Crezi că mi s-a oprit filmarea și noi am făcut aici, aiurea. Ce? S-a auzit telefonul lui Denisa. Zic că s-a oprit. Și am crezut că ai băgat aici aiurea peștele. Da. Aveți să adăugăm și vegeta? Un pic, dar nu punem mult, știi? Hai să punem un pic. Un pic. Să nu vă supărați, voi, că punem un pic de vegeta. Să nu vă supărați, prieteni, că băgăm un pic de vegeta. Atât, nu punem mult. Vegeta, că după aia... Continui de bun. Da. Dă-i sarmă, Dodo. Hai să-l securi, să vor halul ăsta. Păi nu, că și așa îmi trebuie apă, își pune, fără frică numai. Să fie sos. Aranjăm materialul peste el. Mai pun apă în țelul ăsta. De parcă faci ciment aici, aranjezi. Ulei, nu mai pui. Nu mă, de azi. Ar fi fost tare, Dodo, să scoate iarăși ciupercile alea, să faci iarăși de la capăt. Nu tare, mă, ce? Mare iarăși. Nu pui mult, Dodo, vezi să nu dea peste. Mai pune, top. Mai bun? Gata, e de ajut. Dacă e, mai adăugăm. Și ce mai băgați acum? Ceapă. Ceapă. Dar de ce așa roți mari? Așa îmi plac mie, roți. Sper că se topesc, așa, dacă rămâne da. Așa. Lămâie. Ai pus cuptorul în priză. Sau băgăm o dată să vedem după. Cum să faci, punem la urmă, mai la urmă lămâia. Cum vrei și tu. Știi că la urmă, știi că... Da, da. Lăsăm un pic după la jumatea, când e aproape gata. Da. Dăm cu lămâie, punem lămâia peste. Ceapă, nu mai pui numai asta? Eu zic că de ajuns. Atât, hai să-l băgăm la cuptor. Nu, dacă tot ai zis, hai să punem toată. Deci, prieteni, acum așteptăm să vedeți și voi ce notă ne dați despre peștele ăsta. Deci ați înțeles rețeta, ulei, ciuperci, roșii și sos de roșii, adică bulion de al nostru. Ceapă, boabe de piper, foi de dafin și peștele, știți cum, crapul românesc, prieteni. Și îl vom băga la cuptor circa 2 ore și 46 de secunde. Merge vreuna. S-a încălzit cuptorul. Egal cuptorul. Funcționează, nu merge. N-am măsurat dacă e mintea ta aici. Așa, vedeți?
tavă de-a groasă de tuci, de aluminiu, făcută de paponini. Ar fi fost iarăși tare fază să nu intre tava. Filmează cum arată acolo. Vedeți? Este mâncare pentru 10 persoane. Puteți veni și voi, liniștiți, prieteni. Puteți veni. Hai să închidem. Deci aveți răbdare, nu vă grăbiți. Eu n-am mâncat nimic până nu fac peștele. Așa și voi. Beți-vă cafeluța și vom mânca împreună. Veți mânca cu noi peștele. Hai, așteptăm peștele, prieteni. Hai să vedem, am revenit după o oră și câteva minute. Să vedem ce se întâmplă. Din când în când trebuie să verifici, nu? Ia, hai. Simțiți mirosul? Ce bine miroasă. Ardei gras și aceapă, prieteni. Uitați ce bine ferbe. Miroasă bestial. Ceapa și ardeiul. Super. Tu ce zici, Leuțule? Când să mai revenim să ne mai uităm? Peste o oră. Mai o oră și scoatem tăvița afară, prieteni. Și tăbărâm pe ea și direct. Vă rog foarte mult să vă abonați la canalul meu de YouTube Leo Leonardo de la Strehaia. Și să fac prieten. Și eu 7000 cu mare tata. Așa cum zice copilul. Eu am 3000 și el are 7000. Chiar eu, cameramanul. Da, cameramanul nostru, numărul 1. El este Leuțu, prieten. Așteptăm să facă peștele aceea la Dodo. Și vom reveni cu peștele gata, făcut. Avem exact, prieteni, 2 ore ia. Și 5 minute. Exact cât am zis, este ora, l-am pus la 4, este ora 6. Cătăline, deci 2 ore. Bine că a venit și cu Tunița, l-am adus-o bună și ziua, pe ea, prieten. Ca să vadă și ea gustul de la peștele de Dunăre. Da. Crap românesc. Da, și să văd ce notă îți dau, să văd dacă hai, așteptăm. Te-ai pricepit, te pricep fără mine. Da, dacă mă pricep fără cu Tunița, prieten, da. E mare problemă azi. Dacă nu fac peștele bine, cred că, na, dorm la afară. Ușă. Dorme lângă Bobiță. Lângă Bobiță, lângă Leonardo. Deci Leonardo, prieten, Bobiță, Leonardo, o să-i ziceți de acum înainte, că așa ce-a pus el numele. Bă, că arată bine cu Tunița. Ce zici tu cu Tunița? Uitați. Și mai comentezi cu Tunița. Da, arată bine. Dar să vă la gust, asta contează. Gustul, gustul. Gustul vreau, da. Stai să vedem cum luăm de aici. Dacă e secretul gustului aici. Va băga vegete din aia. E grea, tava asta e foarte grea. Iau pe asta. Sigur, sigur, tot pot bine. Ia, dă-te, dă-te ca să filmezi. Arată bine, arată bine. Îți vine să nu te mai îndepărtezi de tava asta. Da, foarte bine arată. Chiar mă bucur că te pricep fără mine. Da? Te bucuri? Da, chiar mă bucur. Acum ai văzut? Am crezut că fără mine nu pot să fac pregătit. Cum fac eu aici? Uite, acum țip jos fără tine. Hai, mai adu-mi prosop, Denisa. Da, fugi, fugi, fugi. Sunt chiar, mă, te ne faci o mică. Acum poate îl scap jos, acum. Și fac cu petal, de-mi fie jos, acum, să-l tunchez, de la aici, direct. Am ajuns cu bine, până la urmă. Doamne, ce am crezut că-l scap jos. Uite, de la bulion s-a înnegrit și tava. Nu are nimic, e de la bulion. Știi, nu e lumea că e de la bulion. Hai să vedem ce ia avem aici. Ia cu ăsta prima dată peștele. Hai să vedem. Unde a, mai bă, e? Că e aici și peștele, în fața a, ta. Mă. Să văd ce e aici cu tuna. S-ai cu și ciupercuțe? Da. Mă, cât e nedor, bă, că cam te pricepi fără mine. A, păi cu tuna. Uite. Ia-ți farfurii acolo aproape, ca așa câte o bucată, ia și pe alantă, ca să nu... Ce bine miroase ardeiul ăsta. Sosul ăla e zis, da. E și bun. Hai să punem lui Dodo, că el s-a dus după peștele ăsta la Dunăre. Uite, punem darapul ăsta mare. L-am prins, eu l-am prins. Uite, cu piparcă. Vrei și o lămâie, Dodo? Atât, ajunge bucătare, prea mult. Punem a, merge puțin. Sosul ăsta, Dodo. Merge, merge. Hai să vedem. Să vedem dacă e gustul care îmi place mie. Asta hai să vedem dacă e ăla. Dacă nu e ăla, asta e cu tuna. Ne să luptăm vedem. Noi cu tocana. Hai, trebuie. Treci, aici, treci pe aici. Hai, iau-o prin spate. Nu e bine să trec în fața bărbatului. Uite ceapa cum s-a făcut, Leuțule. Mie îmi pui doar sos, eu nu vreau peștele, doar sos. Ce vrei, doar sos? Sos și ciuperci și o lămâie.
ce vrei din asta? Uite acolo, ai pește din asta. Atât, atât. Așa vrei, Leuț. Ia vezi, Dodule, cum e. Acum, mamă, ce bine, uite ceapa. Chiar nu-ți dau nota 10. Nu spune! Da. Nu mi-o da nota 10. Nu acum trebuia. Chiar meriți cuțitul ăsta din partea mea. Da, cuțitul, mulțumesc. Te pricep, da. Băi, e foarte bună, să știi, bucătare. E foarte bună. Ce notă îi dai, Dodo? Bă, nota, îi trimit un carton de vin acasă lui bucătar, cum m-a ajutat. Aia e nota. A, deci aia e nota. Da. Câte sticle de vin sunt în carton, atâta e nota. De exemplu, 10 sticle, 10 nota. Vedeți și încă mai este pește. Este destul. Uite ciupercuța. Poftă bună la toți. Mulțumim, Leuțule. Ești tu, Leo, și mănâncă? Mai aștept, tot așa e fierbinte. Da, el de fiecare dată, el așteaptă să răcească. Păi da, păi da, nu poți să mănânc fierbinte. Bună-i. Nu s-a 10 bucătare. Nu am bucătare, ce e? Nu mai fumează de la spate. Păi, ciori. Nu mai fumează de mult. Și mi-a zis din față. Păi, dacă n-am cum, mătușa Daniela aici acum. Așa e, dacă e acolo, mătușa lui. N-am făcut de fiță. Păi, de unde mănânci? Dacă aveam și mămăligă cu tunița... Era bine. Asta e, Cătăline, dacă nu era bucătăreasta cu tine, da. Îmi pare rău, mănânci și pâine acum. Nu, dar n-am mai avut nici răbdare cu tuna. Da, că e, că durează și la mămăligă. Patroana nu ne lăsa să scăpăm așa ușor. Mămăliga, pe primul loc la ea. Îmi pare rău de patroana. Patroana, totuși, îți urăm la mulți ani. Da, de ziua ei, urăm la mulți ani. La mulți ani, patron. E la spital? Da, da. Nu vine acasă. Nu vine, că nu se simte bine, Dodo, tot așa. Tot la spital, da. Tot diabetul mare, tot e rău. Ursul mi-a zis ieri că se ducea după aia să o ia. Nu. Nu îi duce mâncare. S-a dus și a dus mâncare și a venit domnul doctor, i-a făcut consultație și a zis să mai rămână. Că nu se simțea bine, la ce o aduce acasă? Da. Așa îi place prefuzie, tratament. Îi merge Nița. Foarte bun. De aici? Mă gândesc că stai, Cătăline, aici nici nu mă gândeam că tu pregătești. Păi, și mai avem încă, mai avem de mers. Mai avem grătar. La rugă așa să colibite. Dar cred că mergem la noi acasă și atât. Invităm pe Dodul la noi. Unde mai colindăm după aceea? Unde mai colindăm? Asta e brânza aia. S-a uscat rânza, s-a făcut? Da. Pietroi. Vezi că au astea, zic din ce. Oasul? Spine. Spine. Ia uși cântă cocoșul. Vezi ce mult a intrat în tava asta mare cu dron. Da. Uite ce fierbe tava asta, e fierbinte, aluminiu gros. Dar tu ai furat rețeta, că ne spune adevărul. Rețeta lui Lumina. Da, să nu-i mai spune. Da, dar eu n-am făcut bulionul. Cum l-a făcut, n-am făcut Lumina. A, ai furat rețeta lui Lumina. Da. Poate te vede Lumina pe vlog. Și dacă te vede pe vlog? Nu se mai uită Lumina pe vlog. Se uită Bobiță, că el le urmărește canalul. Bobiță, da. Dar Bobiță nu-i mai spune, că ține cu mine Bobiță. Dar tare nume și-a pus el Bobiță. De ce el și-a pus numele ăsta? A vrut să schimbă numele. Da. Bobiță e prietenul meu. Știi când întreabă lumea, cum te cheamă? Știi, ca să, că el e vedetă și să nu mai zică numele. Că îi fac poze pe ascuns. Bobiță. Bobiță mă cheamă. Bobiță e prietenul meu și mă duc și leau acum. Îl duc la mine și stai rânza lui Bobiță. Vrei să te împaci cu el? Da. Că te-ai certat un pic aseară cu el. Da, ne-am certat pentru găină. Da.
Vrea lapte, ăla mic, în lumină. Vrea lapte de la om și omul nu avea de unde să-i dea lapte și plângea. I-a dat două ouă femeia aia, dar el în continuu cerea lapte. A fătat vaca și zice că laptele nu e bun dacă îi dai la doua, cum e vaca fătată de două zile. Da. Laptele, laptele când îl fembă să se face ca, ca iaurtul. Și atunci înseamnă că nu e bun. Și când am venit acasă, el toată beleaua pe mine, că eu n-am vrut să iau lapte. Și s-a certat cu el. I-a dat la, femeia două. L-a bătut pe bucătar. Bobicea. Da. Așa scopii. Da, și vrei să te împaci acum cu el. Da, mă duc și mă împac cu el, în premieră. Îl iei prin oraș, te, îl mai primi. Îl duci la un, la un papucino cu băieții. Răuțule, acum treci tu? Haide. Mai las. Dar de ce nu-ți mai place ție peștele? Că tu când erai mic, vrei numai pește, pește. Nu știu, nu... Nu mai place peștele, parcă așa... Nu prea are multe spini așa. Da. Hai poftă cu tunița, am uitat. Acum, după două ore. După ce a terminat masa? Acum s-a gândit să-mi spune. Nu. Ai făcut ceva mai special decât lumina. Păi? Ai băgat și ciuperci. Lumina nu băga să ciuperci. Și e mai bun asta? Da. Să ciuperci. Da, e mai bun. Lumina am pus asta, ardei, grasă și ceapă. Ce mă spune ce mai pus? Dar și roșii. Nu știu cum, trebuia peștele. Și cum? Bucată întreagă. Altfel pui pe el întreg? Da. Și de așa, după aia e greu când îl scoți, să le iei, știi? Mai bine așa. Sântai. Da. Așa, uite, ai văzut, ți-ai luat o bucată, ai pus la fiecare. Da, mai bine așa că l-ai tăiat. Și le-o tot așa, l-a făcut în bucăți, parcă cât nu. Da. Prieteni, am mâncat la Dodo pește. Era foarte bun. Acum am venit aceea să luăm pe Ursul și pe Lumina, nu știu dacă vor să meargă la noi. Sunt foarte supărați. Nu știu, o să auziți de la ei. Sunt probleme foarte mari, îmi pare rău. Acum încerc să iau și eu măcar pe copii, să-i duc la mine, să văd dacă vor să meargă la noi, după supărarea ce o au ei. Acum nu știu. Da, mai miștiți tu! Unde-i Bobiță? Unde-i Bobiță? Păi da, da, am venit după Bobiță! Bobiță! Stai că trebuie să mă împac cu Bobiță. Să ne împăcăm cu Bobiță. Stai, mă, fratele nostru. Trebuie să ne împăcăm cu el. Păi da, trebuie să ne împăcăm cu el. Hai, hai să ne împăcăm, Bobiță. Eu m-am căit. Iartă-mă, Bobiță, m-am certat aseară cu tine. Iartă-ne. Am fost nervos și eu. Nu vrei să dai mâna cu mine, Bobiță? Hai, Bobiță, să ne împăcăm, Bobiță, așa te vreau, Bobiță. Tot Bobiță să rămâi. Dar uite-te spre un ochii mei, Bobiță, nu te uita încolo. Hai să te pup, Bobiță. Dacă mă pup, înseamnă că ne-am împăcat, Bobiță. Bravo, iartă-mă, Bobiță. Hai să ne împăcăm, Bobiță. Ne-am certat, Bobiță. Gata, prieteni, hai că mai revenim cu alte clipuri, încercăm să luăm pe Bobiță la noi, ca să încindem și noi atmosfera la noi, cu grătarele și cu friptanele. La revedere, prieteni, vă dorim, Doamne ajută, multă sănătate și iubire. La revedere, Doamne ajută!